prea cuvioși și prea cucernici părinți. Dragi teologi și iubiți frați și surori, vă readuc aminte că la această seară binecuvântată de catehizație ne preocupă în ultima vreme o temă. Tema cea mai importantă. Iisus, lumina lumii. Argumentăm acum două duminici că sunt oameni care neagă și existența istorică a Domnului Hristos. Cu toate că li se poate demonstra existența Lui. De fapt, în ultima vreme, poate că nici nu sunt așa de mulți. Și vă aduceam atunci aminte că doi scriitori celebri din primul secol, contemporani cu evenimentele mântuitoare ce s-au desfășurat în Ierusalim, doi scriitori celebri i-au pomenit numele Lui și a ucenicilor Lui. E vorba de istoricul evreu Iosif Flavius, care a scris o carte, Antichitățile Iudaice, carte în care îl pomenește pe Domnul Hristos și întemeierea Bisericii Creștine. Și un alt scriitor, Pliniu cel Tânăr, care în scrierile sale îl amintește și pe Mântuitorul Iisus Hristos și pe ucenicii Lui. Duminica trecută ne-am oprit la mărturiile pe care le aduc cărțile apocrife, care, deși nu sunt izvoare de credință, totuși relatează lucruri importante legate de ceea ce s-a petrecut în primele veacuri creștine. Știm că sunt evenimente neconsemnate de Sfânta Scriptură, dar care figurează în Evangheliile apocrife. Iată că în seara aceasta vom sublinia un lucru foarte important. În acest context al catehezelor noastre, care se derulează sub genericul Iisus, lumina lumii. Și lucru important pe care îl subliniem este acela că Iisus, lumina lumii, mai bine ca oriunde, este descris în Sfintele Evanghelii. De aceea, pe lângă faptul că subliniem acest lucru, vă punem la inimă și îndemnul de a citi Sfintele Evanghelii, de a lectura zilnic măcar câte un capitol din Sfânta Scriptură pentru viața noastră duhovnicească. Evangheliile sunt importante. Spune Sfântul Pavel în Epistola către Evrei, în primul capitol, în primele două versete, lucru următor, un lucru pe care să nu uităm. După ce Dumnezeu odinioară, în multe rânduri și în multe chipuri, a vorbit părinților noștri prin proroci, în zilele acestea mai de pe urmă, ne-a grăit nouă prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor a toate și prin care a făcut și veacurile. Iar ceea ce ne-a grăit nouă prin Fiul, unde găsim scris? În Sfintele Evanghelii. A fost un teolog pe care l-am mai pomenit eu de multe ori,
Ilarion Felea, care a scris o carte de apologetică importantă pentru noi. Și cartea este adresată creștinismului, Mântuitorului, religiei pe care a întemeiat-o. Și cartea se intitulează Religia iubirii. Și în această carte, intitulată Religia iubirii, la un moment dat se oprește asupra importanței Sfintelor Evangheliei, lucru pe care îl subliniem și noi în seara aceasta. Și vă dau câteva fraze pe care le-a scris părintele Ilarion Felea în cartea Religia iubirii, referitoare la Evanghelie. Zice părintele așa: ca să putem cunoaște și prețui după cum se cuvine esența creștinismului, mai întâi trebuie să citim și să studiem Evanghelia, Biblia în general și Evanghelia în special. Evanghelia este primul și cel mai important document istoric în care se cuprinde miezul creștinismului. Nu putem vorbi despre creștinism fără să cunoaștem Evanghelia. Nu putem înțelege și admite creștinismul fără să credem în Evanghelie. Acum 50 de ani era greu să-ți procuri o scriptură sau un Nou Testament, pentru că tirajul în care se tipăreau era foarte mic, mai veneau și de din afară, dar acum oricare avem posibilitatea să ne procurăm Biblia și Noul Testament când ne spune sufletul. Ele sunt la îndemâna noastră. În toate librăriile noastre bisericești sunt prezente Sfânta Scriptură și Noul Testament. Și atunci, așa cum ne îndeamnă părintele Ilarion Felea, trebuie să studiem Evangheliile. Trebuie să citim Sfânta Scriptură. Nu numai noi facem lucrul acesta. Evangheliile au fost scumpe celor mai importanți oameni de pe pământ. Vă dau doar câteva exemple, pentru că scopul este acela de a sublinia cât de importante sunt Evangheliile pentru noi. Goethe scria: eu socotesc câte 4 Evanghelii absolut autentice, pentru că în ele vine la expresie strălucirea unei suveranități care își are punctul de plecare în persoana lui Hristos și care e așa de dumnezeiască cum numai odată s-a arătat Divinul pe pământ. Sau Napoleon. Nu neapărat că facem noi acum o istorie amănunțită acestor bărbați mari, ci luăm câteva cuvinte pe care le-a scris. Zice Napoleon: Evanghelia are o virtute ascunsă, ceva care lucrează cu putere, o căldură care înrăurește asupra minții și pătrunde totodată și în inimă. Evanghelia nu este o carte, ci o ființă vie, cu o activitate proprie, cu o putere care învinge tot ce i se împotrivește. Filozoful german Kant
Faci bine că-ți cauți liniștea în Evanghelie. Pentru că ea este un izvor nesecat al tuturor adevărurilor, care nu se mai găsesc nicăieri. Iar Charles Dickens, a cărui nume vă este foarte cunoscut, îi scria unuia dintre băieții săi, care pleca de acasă în altă parte. Îți pun între cărți un Nou Testament. Din aceleași motive și aceleași nădejde care m-au călăuzit ca să scriu pentru tine când erai copil, o prescurtare după el, ușoară și înțeleasă, pentru că aceasta e cea mai bună carte pe care a avut-o și o va avea lumea. Și pentru că îți dă cele mai bune reguli de care se poate conduce o ființă omenească, care încearcă să fie sinceră și conștientă de datoria sa. Când au plecat ceilalți frați ai tăi, am scris pentru fiecare dintre ei cuvinte, cum scriu acum pentru tine, și am rugat pe toți să se conducă după această carte, fără a ține seamă de interpretările și născocirile omenești. Îți aduci aminte că acasă nu te-am plictisit cu practici religioase și cu formalități seci. Vei înțelege cu atât mai bine acum adevărul și frumusețea religiei creștine, așa cum provine ea de la Domnul nostru Iisus Hristos. Sigur că ar putea fi aduse multe argumente, dar acestea pe care le-am citit împreună, sper să ne îndemne să citim cu o sârdie Sfintele Evanghelii. Cea mai perfectă istorie a vieții Domnului Iisus Hristos este în Sfintele Evanghelii. Și acum două săptămâni spuneam că mulți autori celebri au încercat să scrie câte o viață a Domnului Hristos. Unul dintre ei, foarte gustat, este Sterie Diamandi. El a scris o carte intitulată așa, Fiul lui Dumnezeu, Fiul omului. Și a încercat să redacteze o frumoasă viață a Domnului Iisus Hristos. Acum nu vă voi citi o toată, vă voi citi câteva fraze din introducerea la această carte pe care o găsim în librării, intitulată Fiul lui Dumnezeu, Fiul omului. Iată ce sublinieri face Sterie Diamandi în cuvântul înainte la această carte minunată, Fiul lui Dumnezeu, Fiul omului. Binecuvântăm creștinismul. Ridicăm în cinstea celui ce s-a răstignit pe cruce cea mai ferbinte rugăciune pe care sufletul nostru poate să o înalte. Creștinismul a adus omenirii servicii care nu vor putea fi niciodată îndeajuns prețuite. Binefacerile lui sunt fără număr. A înviorat omenirea muribundă, înlocuindu-i o sevă nouă. A descătușat energiile adormite. A deschis orizonturi necunoscute. A stârnit avânturi spre o lume ideală, a fecundat o viață nouă.
din vierme, omul a devenit șoim, care se ridică până la cele mai înalte culmi ale spiritului. Gloata dezrobită se trezește la lumină și calcă bărbătește pe cărările progresului. Pentru prima dată, robul își dă seama că face parte și el din rândul oamenilor. Vameșul, că nu-i cu nimic mai prejos ca alții, păcătosul, că nu-i poate osândi nimeni fără de iertare. Binecuvântată fie crucea, care a dat un sens și un preț vieții. Creștinismul a fost izvorul nesecat și este, care alimentează în continuu forțele spirituale ale omenirii. El prezintă mediul cel mai prielnic pentru sănătate, frumusețe sufletească, dreptate, bărbăție și ascensiune spirituală. Vom scrie cu litere de foc numele lui Hristos pe toate zidurile, ca să vadă și orbii. Îl vom rosti cu glasul tunetului, ca să audă și surzii. Socotim creștinismul cea mai mare binefacere pe care a cunoscut-o omenirea. La rigoare, putem renunța la toate comorile pe care le-a agonisit societatea în decursul veacurilor, cu multă trudă. Arta, știința, filosofia, tehnica. Dar nu ne putem lipsi de Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Ea e hrana cea mai necesară, fără de care omul și oștea n-ar putea duce o viață omenească. Ultima lui zi ar însemna sfârșitul omenirii. Dar lucrul acesta nu se va întâmpla niciodată. Mai degrabă vor trece cerul și pământul, dar cuvintele Domnului Iisus Hristos nu vor trece în viață. Amin.